Din cele 525 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiști, în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei, cele mai multe au fost la regimul rutier. Acest lucru se datorează și faptului că polițiștii rutieri au fost prezenți în trafic pentru creșterea siguranței circulației pe drumurile publice din județ. Acțiunile lor s-au soldat cu reținerea a 43 de permise de conducere, cele mai multe pentru încălcări ale regimului de viteză. De asemenea, polițiștii au intervenit pentru soluționarea a 3 accidente grave și au întocmit 18 dosare penale pentru comiterea de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.